Alexiu și soția mea Magdalena am decis să adoptăm doi gemeni de la orfelinatul din orașul nostru. La prima vedere, aceștia păreau cei mai scumpi și drăguți copii din lume, însă de fapt ascundeau un secret oribil. Rămâneți până la final ca să aflați secretul gemenilor. Nu știu dacă există o zi mai bună în viața asta decât ziua de salariu, băi și fete. Ziua aia în care vine șeful la tine, îți dă banii și pentru câteva secunde te simți ca și cum ai fi cel mai bogat om din lume și după ți aduce aminte că ai o familie acasă, că ai doi copii care au nevoie de rechizite, care au nevoie de cărți de nu știu ce, care mai fac și niște prostii și trebuie să plătești și prostiile alea și îți dai seama că de fapt nu ești cel mai bogat om din lume și probabil o să rămâi fără bani până la următorul salariu. Însă până când o să se întâmple chestia asta, fraților, după cum puteți vedea, eu am aici în inventar 3.000 de dolari pentru că tocmai ce am ieșit de la muncă, Dr. Barbă mi-a dat salariu și ce să fiu cu voi, nu am pe ce să-i cheltui, adică în general eu și Magdalena am mai avut niște bani deoparte și am făcut tot ce trebuia să facem prin casă, am plătit toate cheltuielile, avem mâncare în frigider, totul este bine, așa că m-am gândit, băi și fete, că ar fi cel mai bine ca cu acești 3.000 de dolari să facem niște renovări la casă. Dar casa, după cum puteți vedea, arată chiar foarte, foarte drăguț, adică ce renovări am putea să facem? Și dacă vă întrebați ce renovări am putea să facem, eu zic că este vorba despre curtea noastră, care, băi, arată ok, dar simt că ar putea să arate și mai ok. Adică casa arată foarte, foarte frumos și uitați-vă la foișorul ăsta, nu? Adică, bă, și el este drăguț. Nu mă înțelegeți greșit. Bă, da, casa e gigantică, e frumoasă, e cu design stânga-dreapta și când mă la foișorul ăsta, mai așa puțin tristețe, așa că eu zic, băi, și vede că ar fi foarte, foarte tare să facem foișorul cu banii ăștia și să mutăm grătarul de acolo, pentru că vedeți că avem grătarul acolo, să-l mutăm direct în foișor, nu? Că așa ar trebui să facem. Haideți să merg în casă, să-i spun Magdalenei că am luat banii, că am luat salariul și să vedem care-i treaba, să vedem dacă e de acord cu mine. Magdalena, scumpo, ce faci? Am venit de la muncă, fii atentă. Ești pregătită să-ți arăt o surpriză? 3, 2, 1 și ce avem aici? 3.000 de dolari, Dr. Barbă, tocmai ce mi-a dat salariu. Ai luat salariu, bravo, da, și fii atentă. Mă gândeam, vino puțin, te rog, cu mine până afară. Mă gândeam ca cu acești bani să renovăm foișorul ăsta. Că nu știu, vezi? Adică casa arată așa, uite și piscina, tot arată foarte mișto. Bă, dar parcă foișorul ăsta strică, parcă am putea să facem ceva mai bine, a? Nu crezi? Eu zic că da, am putea, da. Sper că ăștia 3.000 de dolari să fie de ajuns. Hai să zicem 2.000, că 1.000 mai ținem și noi să mai trim și chestii de genul. Dar cu 2.000 de dolari, nici măcar nu cred că trebuie să plătesc muncitor. Fac eu cu tata, îl chem aici pe tata și facem toate astea. Păi și ok, că ar fi bine. Ce nu mai vreau să facem aici, Marius? Bă, să facem tot un foișor, dar fii atentă, să avem și un loc de grătar, da? Ca să luăm grătarul de aici și să-l ducem un foișor. Să avem mai multe scaunele, să avem și o măsuță, că aici, na, uite, avem scaunele astea destul de mari, avem măsuța asta mică, nu prea îmi place, adică e foarte, nu e direct proporțional, să spunem așa. Nu sună rău, dar tu ce ai, Magdalena? Adică, nu știu, îmi pare așa puțin supărată, parcă nu ești așa de fericită ca mine, să poate sunt eu prea fericit că am luat salariu, voi și vede, și acum eu mă gândesc că toată lumea e tristă, când eu, de fapt, sunt foarte fericit, că ia, uite, așa am aici, da? I need a dollar, 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 that's what I need. Știți melodia aia. Copii, Marius, sunt răciți de 2 zile. Știu, Magdalena, dar care-i treaba? Tu de-aia ești supărată? Că sunt răciți cu obză, dar nu se simt mai bine? Adică, din câte știu eu, am mers ieri cu ei la doctor, nu știu ce să mă fac cu ei. Păi da, bă, Magdalena, dar ieri când am mers la doctor, domnul doctor a zis că dacă o să ia pastilele alea pe care le-a luat, astăzi o să se simtă mai bine. Se simt mai bine? Adică ai vorbit cu ei? Nu și-au revenit. Măcar nu se simt mai prost, nu? Sau se simt și mai prost? Că așa, asta, mă ales în copz. Da, stai două secunde să mă duc la ei să văd ce au băieți și fete. Da, Răzvan și Izabela sunt răciți de 2 zile, băieți și fete. Nu știu care-i treaba cu ei. Ce faceți, dragilor? Bă, ce stați așa? Bă, ce stați așa, tomuliți așa? Răzvan, de ce nu ești la calculator? Mamă. Zici că suntem morți. Nu vă simțiți bine? Nu mai pot. Mă doare în gât. Bă, dar ați luat pastilele de ieri de la doctor. Am luat. Și vă simțiți mai bine? Nimic nu funcționează. Mamă. Izabela, scumpă, tu ai luat tot și te simți tot așa de rău? Bă, frate, nu știu, că au prins o gripă sau ceva de genul. Mai bine mă bătea cineva, e grav rău de tot. Nu mai vorbi prostii, Răzvane. Cred că o să mor. Băi, haideți, nu mai dramatizați atâta. Nu știu, lăsați că mai discut puțin cu mama voastră. Nu știu, să ne gândim, băi și fete, să mergem să luăm
Să luăm alte medicamente, să vorbim cu doctor Barbă de orăceală până la urmă. Magdalena, chiar nu știu ce să zic. Marius, ce? Ce vrei să-mi spui? Băi, și fete, aș putea să mă duc până la spital să le iau niște medicamente noi, dar în același timp, dacă facem renovări, nu o să avem timp de ei. Da, corect, adică dacă facem renovări, nu o să putem să fim atenți la ei, o să vină și muncitori, o să avem treabă mereu. Păi și ce să facem cu ei? Trebuie să-i ducem la părinții tăi, zic eu. Bă, Magdalena, să știi că asta chiar e idee bună. Adică cred că copiii s-ar bucura. Exact, o să aibă grijă de ei. O să îi pun în temă că le-am dat pastile, dar nu-și revin, toți sunt răciți, că n-au altceva, sunt pur și simplu răciți. Na, cine știe, numai bine ei stau și lângă spital, poate pot să cumpere niște medicamente. Noi stai să le spun, să văd ce părere au. Auziți, copii, am o propunere pentru voi, fiți atenți. Noi vrem să renovăm foișorul din spate, da? Și ne-am gândit că, băi, cât timp o să-l renovăm, noi nu o să avem timp să avem grijă de voi și nu știu ce. Și mă gândeam să vă duc la bunicii voștri pentru câteva zile, a? Vă sună bine ideea? Da, da, ar fi ok, ar fi super. Bun, păi atunci, haideți, ridicați-vă, vă rog eu. Doar să stau în pat când vine să mor. Băi, haideți, nu mai vorbiți prostii. Izabela, scumpă, ridică-te și tu. Haide, veniți încet cu mine, să mergem până la mașină. Magdalena, am vorbit cu ei, îi duc acum la e-mail. Nu le-am dat mesaj, bănuiesc că sunt acasă, n-ar avea de ce să nu fie acasă. Hai să mergem, hai micuților, haideți. Răzvan totușește, haideți. Magdalena, scumpă, vin imediat. Vin în câteva minute. Haideți, băi, veniți aici. Bun. Sunteți bine? Nu mai tușiți. Bă, stați acum cu... Cum îi spune? Stați acum cu bunicii voștri. Poate vă uitați la ceva, poate vă jucați ceva. Tata îmi trebuie niște pastile mai tare neapărat. Bă, Răzvane, poate-ți trebuie, dar eu nu sunt doctor, adică eu nu... Nu știu, o să vorbesc cu bunicii voștri, mai ales că sunt aproape de spital. Poate o să se ducă ei să vedeți al doctor, să-i spuneți. Poate au bunicii ceva mai bun. Da, corect, dar n-am vă dat seama că nici nu sunt doctor. Doamne ajută, da. Deci ce mai bine ar fi așa, vă duc acolo. Vorbesc acum cu ei când mergem acolo, vorbesc cu ei și zic să vă ducă la spital. Să vă ducă la spital, să vorbiți cu alt doctor, să le spuneți la doctor tot ce simțiți și că ați luat pastilele. Știți numele la pastilele pe care le-ați luat? Că parcă mă fac și mai rău, nu mai știu. Lasă că își dă el seama că da, e doctor, nu mai e nicio problemă. Na, îi dai și pe băi și fete că copiii sunt răciți. Nu trebuie să... Ceva cu tuse în nume. Habar n-am, dar nu mai știu. Păi da, ceva cu tuse în nume, un medicament de tuse, nu... Nu mai știu, ok? Haideți că o să parchez aici. Haideți să mergem la bunicii voștri. Bănesc o să fie foarte fericiți când o să vă vadă. Veniți aici, let's go. Hai să vedem. Mama, tata! Ok, cred că nu e nimeni acasă. Ok, ușa asta este deschisă. Și ce facem? Păi fiți atenți, veniți aici cu mine. Veniți cu mine, veniți în camera asta. Stați în camera asta, puneți-vă aici în pat, că eu o să aștept aici în față până când o să vină. Mamă, băi, și vedeți, pare că mamă și tata nu sunt acasă. Haideți că o să le dau un mesaj și o să aștept să vină înapoi cât mai rapid. Bă, băie și fete, am încercat să-i sun pe mama și pe tata de vreo 15 minute și nu răspund la telefon. Unde, Doamne iartă-mă, sunt? Ah, ia uite-i! Păi, alo! Mama, tata, ce faceți? Alo, aveți grijă! Ce faceți, mama, tata? Sunt aici de 15 minute, de ce nu răspundeți la telefon? Marius, ce faci? Foarte bine! Am fost și noi la magazin. În fine, fiți atenți ce voiam să vorbesc cu voi. De unde să știm că ai venit-o? Da, într-adevăr, trebuia să vă anunț, însă a fost așa ceva foarte, foarte rapid. Ideea este că eu și Magdalena vrem să facem renovări la casă și, după cum știți, Răzvan și Izabela sunt răciți. Așa că am zis să-i aducem la voi, dar știți că v-am zis că o să fie mai bine, nu sunt mai bine. Da, se simt și mai rău. Adică ieri am dus la doctor, habar n-am ce le-o dat doctorul ăla și... Se simt mai rău, ce rău îmi pare de ei sărăcuți. Da, ei vor să vorbească cu voi, sunt sus în cameră. Acum vă rog eu să le dați pastilele, să nu stați după ora 10, să nu le dați, sigur facem tot ce zici, tata, tu faci mișto, să nu le dați de mâncare chestii din nașpa, adică să le dați numai mâncare sănătoasă, să nu le lăsați pe tablete, pe telefon. Nu le dăm. O să avem grijă de ei, n-ai încredere în mine?
Ultima dată când ai spus chestia asta, tata l-am întrebat pe Răzvan ce a mâncat la tine și mi-a zis că a mâncat două ciocolăți. Cum, Doamne iartă-mă, mănâncă două ciocolăți? Un copil mic mănâncă două ciocolăți? Poate îi dau și pizza. Păi, dar ar fi bine să nu-i dai. Poate ar fi bine să le dați mâncare sănătoase, dar voi știți. Astăzi v-am mâncat trei. Bă, treaba voastră, am încredere în voi. Haideți, vă pup și vă iubesc, mă duc înapoi acasă. No, băi și fete, haideți că eu mi-am făcut treaba, i-am lăsat pe Izabela și pe Răzvan. Și ce să fiu cu voi? Na, băi, eu știu că este o simplă răceală, da? Pentru că asta ne-a zis și doctorul și toate simptomele sunt acolo, că n-ar putea să fie altceva decât o simplă răceală. Dar na, i-a luat grav. Acum na, vă dați seama, băi și fete, că este și vremea asta. Că o zi e cald, o zi e rece, o zi e cald, o zi e rece. Poate te-ai dus îmbrăcat mai subțire la școală și ai prins fix ziua aia rece, ai avut ghinion. S-a întâmplat nenorocirea, știi ce zic, adică se pot întâmpla multe chestii. Dar e bine că e doar atâta, am încredere în mama și tata, chiar dacă ați văzut că fac mișto de mine, că da, mă, situația asta nu o să le dăm prostii să mănânce nu știu ce. Bă, până la urmă ei m-au crescut pe mine, n-am ieșit eu cel mai reușit copil, fie vorba între noi. Știți că mama tot îmi spune de ce nu m-am dus la facultate, se pare că acum am scăpat destul de ușor. Dar să zicem că au experiență cu chestia asta și în niciun caz Răzvan și Izabela nu o să moară de foame la ei. Însă hai să vedem care e treaba. O să mă duc acum în curte, băi și fete, și o să fac niște măsurători. După o să mă duc să caut un meserea să vină, să nu știu ce, să vedem cum o să facem foișorul ăla să arate cât mai frumos și să-l facem cât mai rapid, bro. Adică cred că în două zile, mai ales că o să vină, să nu știu dacă, adică bă, cred că mama poate să stea singură cu copii, să vină tata să mă ajute și în două zile. Ce bă, nici măcar două zile. Dacă începem acum dimineața până seara am terminat să facem așa niște renovări, că doar nu-l demolăm și îl facem la loc, doar facem niște renovări acolo, punem niște scaunele, chestii de genul. Magdalena, scumpo! Magdalena, ce faci, scumpo? De ce plângi? Să știi că i-am lăsat pe copii, i-am lăsat pe copii la ei mei. De ce plângi, Magdalena? Oprește-te! Uite, Marius, ce-i ăsta? Stai, te rog, eu nu mai plânge, Magdalena. Orfelinatul Mariei. Ce-i asta? What? Ce fel de om trebuie să fii ca să ai ocazia să oferi unui copil niște clipe de neuitat în ultimele lui zile de trăit, iar tu să refuzi? Bă, nu știu ce-i cu întrebarea asta, dar na, ești puțin nesimțit. Trebuie să fii un om rău, însă noi, orfelinatul Doamnei Maria, nu căutăm oameni răi, ci căutăm oameni buni. Ne aflăm astăzi în orașul BC, chiar lângă școală, pentru că avem nevoie de ajutorul vostru. Noi suntem un orfelinat care se ocupă de copiii care suferă de boala Ayumev. N-am auzit în viața mea de boala asta. O boală care urmează să le răpească viața. În momentul de față, avem 6 copii care din cauza acestei boli mai au doar 2 săptămâni de trăit. Doamne, iartă-mă! Nu se mai poate face absolut nimic, acestea sunt ultimele 2 săptămâni din viețile lor. Iar cum noi nu dispunem de multe fonduri, nu am vrea ca acești copii nevinovați să aibă niște ultime zile petrecute în orfelinat. Așa că dacă sunteți dispuși să vă luați 2 săptămâni din viață ca să le oferiți acestor copii niște zile frumoase de rămas bun, vă așteptăm la orfelinatul nostru. Băi, mă, Adrian, și tu de asta plângi că ai auzit de copiii ăștia? Nici nu vreau să știu ce e sufletele acelor copii. Bă, da, într-adevăr, băi și fete, e nașpa rău de tot. Adică n-am auzit în viața mea de boala asta a Iumev, dar aici scrie: haide să-i ajutăm, te rog. Magdalena, scumpă, cum să-i ajutăm? Să-i adoptăm? Păi, da, dar tu n-ai văzut ce scrie aici? Scrie că, gen, nu trebuie să-i adopți. Adică tu-i adopți, dar, gen, trebuie să le dai 2 săptămâni de neuitat. Tu știi cât de nașpa e că sunt copiii răciți? Da, observ că e nașpa. Dar Magdalena, asta ar însemna să cheltuim foarte mulți bani ca să le dăm 2 săptămâni de neuitat. Tu știi ce e în sufletele lor? Da, bă, băi și fete, băi, e nașpa. Chiar e nașpa ce se întâmplă, adică, na, mă întristează că există situații de genul lume și există mult mai multe. Dar Magdalena, sincer, iubire, noi putem avea grijă de ei și să-i facem fericiți în 2 săptămâni. Da, Magdalena, dar mai ales acum avem treabă cu gardul, cu foișorul, avem adică, și plus, Magdalena, fii atentă, gândește că ei o să ceară orice și, gen, orice cer, noi trebuie să le dăm ca să nu fie nesimțiți și n-avem bani de chestia asta. Adică am avea bani, dar de banii ăștia ar trebui să facem foișorul, știi ce zic? Și nu putem noi... Ce să facem noi, Magdalena? De banii ăștia trebuie să facem foișorul. Să-i adoptăm. Putem să-i adoptăm, dar trebuie să le dăm și
două săptămâni, Marius, sărăcuții. Madalena, vrei să anulăm foișorul pe luna viitoare? La următorul salariu, să-i ajutăm pe copiii ăștia? Putem, da, Marius. Mamă, băi, și deci voiam să fac foișor. Na, bă, până la urmă sunt niște suflete nevinovate. Și zice că sunt... ne aflăm în orașul BC, doar astăzi. Chiar lângă școală. Să mergem acolo, Magdalena? Bun. Da, eu zic să da. Eu zic, băieți și fete, haide să facem o faptă bună, da? În viața asta, băieți și fete, Dumnezeu ne-a ajutat, suntem sănătoși, trebuie să facem și fapte bune. Da, eu zic să mergem. Mergem și adoptăm un copil, Magdalena, da? Eu zic că așa ar fi cel mai bine. Hai, vină după mine. Bun. Ok, băieți și fete, o decizie foarte spontană. Nu mă așteptam că astăzi o să adopt un copil. Însă, după cum ați văzut, e doar pentru două săptămâni, pentru că după sărăcuțul o să moară de boala Ayumev. N-am auzit în viața mea de boala asta, dar văd că este o boală foarte, foarte nașpa. Doamne, iartă-mă, băi, e trist de tot ce se întâmplă. Magdalena, hai să mergem. Și orice cere copilul ăla, îi facem voile, băi și fete. Dacă mai are doar două săptămâni de trăit, adică nici măcar nu vreau să mă gândesc ce este în sufletul lui. Orice vrea. Ok, bă, vă dați seama, eu sunt stoat să se obișnuiește că ei nu o să ceară avioane, da, astea chestii de genul. Adică știu că o să fie niște copii modești și o să ceară probabil lucruri care nu sunt foarte scumpe, dar orice ar cere, noi o să încercăm să-i facem voile. Dar acum cred că va trebui să găsim locul mai exact unde se află, cel puțin temporar, acest orfelinat al Mariei, nu? Orfelinatul Mariei, așa se numește. Bun, Magdalena scumpo, am ajuns aici și nu văd nimica. Adică e clădirea aia care este grădinița. Bă, o fi acolo se ține. Ia uite, înăuntru e doamna Maria. Bănuiesc că ea este de la orfelinatul doamnei Maria, ca așa scrie aici. Hai să mergem, Magdalena, vine aici, scumpă. Doamne, iartă-mă. Mamă, dar văd că mai este doar un copil înăuntru. Îl cheamă Chippy. Bună ziua. Am venit aici să adoptăm și noi un copil. Bună ziua, oameni dragi, am primit pliantul dumneavoastră în legătură cu copiii bolnavi și am zis, Doamne, da, și vrem să cegeți frumos, da. Ideea este că, să vă spunem sincer, noi am încercat în trecut să adoptăm mai mulți copii, nu am reușit, au fost întotdeauna probleme, dar mai ales acum când am auzit povestea acestor copii, Doamne, iartă-mă, Doamne, sunteți niște oameni foarte faini, vă mulțumim și până la urmă, nu, suntem niște oameni normali, adică așa ar trebui să fie toată lumea să se ajute între ei, dar văd că aici zicea că sunt 6 copii, restul au fost adoptați? El este singurul băiețel care a mai rămas. Băiețelul Chippy, săracul de el. Și doamnă, am o întrebare la dumneavoastră. Eu până acum, dar haideți, veniți aici să n-audă copilașul, să nu știu ce. Bună, Chippy, ce faci? Uite, Magdalena vorbește cu Chippy. Doamna Maria, deci eu aici să-mi spuneți dacă am înțeles bine, scrie că acești copii sunt bolnavi de boala Ayumev, nu? Da, și care-i treaba cu boala asta? Cum adică în două săptămâni o să moară? Da. Păi și cum funcționează? Adică cum adică în două săptămâni li se oprește creierul? Mamă. Păi așa spune medicul. Doamne, iartă-mă, doamna Maria, să știți că noi suntem aici pregătiți. Este o boală recruțătoare, da? Ceva foarte trist. Să știți că noi suntem aici pregătiți să le facem cele mai frumoase două săptămâni din viața lor. Absolut tot. Vă spunem sincer, am și anulat renovările pentru casă ca să facem fapta aceasta bună. Îți plac mult, o să iau și eu. Pe bune? Ia uitați-vă, bă, că fățiorul Chippy de treabă. Foarte frumos. Până asta, ne spuneți, gen, bănuiesc că aveți nevoie de câteva informații despre noi. Stați două secunde să chem și pe Magdalena. Magdalena, scumpo, haide să... Na, bănuiesc că doamna are nevoie de niște informații despre noi. Chippy, ce faci, frate? Ești bine? Ești pregătit să ai un frate și o soră? Deci zi de pe acum că ai un frate și o soră. Salut, da, wow. Vreți să-l adoptați? Deci este sigur? Da, 100% vrem să-l adoptăm. Doamnă, stați liniștită, 100% noi vrem să-l adoptăm. Câți ani are băiatul? Bă, Răzvan are 12 ani și este în clasa 5-a. Șoarecul de el. Cum se spune. Ok, atunci vă voi pune niște întrebări. Orice întrebare vă răspundem cu sinceritate, nicio problemă. Stați niște, doamnă. Ca să vedem unde ajunge copilul. Da, desigur, adică îmi dau seama că chiar dacă este situația asta, trebuie să știți că o să ajung într-un mediu bun. Deci, în primul rând, așa, spuneți, vă rog,
care sunt veniturile familiei. Venitul familiei per total, doamnă, pe lângă alocația copiilor, că avem doi copii, sunt, venitul este de 3.000 de dolari pe lună, da? Eu sunt angajat la un laborator de știință, nu o să intru în detalii despre jobul meu, și soția mea este acasă pentru că ea este însărcinată. Ok, un venit foarte decent. Perfect, deci asta înseamnă că ne încadrăm, băieți și fete, Doamne ajută. Sunteți capabili să creșteți un copil? Doamnă, deja mai avem încă doi. Deci eu zic că aici se vorbește de la sine. Nu trebuie să zicem da sau nu, că mai avem încă doi. Care în momentul de față, în cererea ce sunteți cu ei, doamnă, vă spunem sincer, eu nu prea supor pe la mic, glumeam, nu, așa, cea mai bună relație. Albi, că e mai mea stămpărat, eu îi zic șoarecul, ce ciudat, da, este așa o glumă de-a noastră. Bă, Cipi, fii atent, când o să ajungem acasă, o să ai, în cererea ce sunteți cu părinții dumneavoastră, aici este mai diferit, adică eu cu părinții mei sunt aici, în oraș, da, și au grijă și ei de copii, deci o să poată să aibă grijă de ei. Părinții Magdalenei este o situație mai tristă, au încercat să ne omoare. Nu intrăm în detalii, e o poveste de acum foarte mult timp. Acum foarte mult timp s-a întâmplat, am lăsat totul în urmă, Magdalena, scump, o să nu plângi. Ok, nu vreau să aflu, dar ideea este că părinții mei sunt aici și pot să ia parte la creșterea copilului. Cipi, las că zic eu, te învăță niște șmecherii. Ok, deci după tot ce am auzit, putem să-l adoptăm pe Cipi? Copilul este al vostru. Doamne ajută. Cipi, frățiorul, vrei să vii cu noi să ne distrăm? Wow! Let's go! Da, let's go! Vin aici, bun Cipi! O să-i oferiți o viață bună, merită asta. Da, frățiorul Cipi, mulțumesc foarte mult! Vină după noi, dragole! La revedere, doamna Maria, vă mulțumim foarte, foarte mult! La revedere, zi bună! Bă, Cipi, fii atent! Zilele astea probabil nu o să te întâlnești cu fratele tău Răzvan, pentru că el este răcit, dar fii atent, când o să vină, fii atent, tu să nu-i zici niciodată Răzvan, să zici doar Șoarecu. Așa îi place lui să-i zic, adică este o dorință de-astea, dar e Șoarecu, da. Așa îi place lui să-i zic, acum e vina noastră. Nu, să te comporți frumos. Păi da, îi zice cum vrei, să-i zică, băi, și fete, ru, adică Șoarecu. Șoarecu Răzvan, să-i faci chiți, de-astea, ai vină cu mine. Let's go. Bun, băi și fete, bă, haideți că l-am adoptat pe copilul ăsta. Haideți să mergem acasă, să-i facem toate voile. Cipi, frățiero, îți spune pe acum. Acum îți dai seama că nu te grăbim, că avem timp, da? Avem două săptămâni. Să te gândești la ce vrei tu să faci în astea două săptămâni. Ce vrei tu să faci, orice vrei tu să faci. Eu și mama ta, da, mama ta viitrică Magdalena, o să îți îndeplinim toate dorințele. Orice, bă, Cipi, orice. Că te văd așa un băiat cu bun simț. Te văd un băiat face normal, un băiețel care nu merită să treacă prin chestia asta și crede-mă că o să-ți asigurăm cea mai frumoasă viață pe care putem și noi până la urmă să o asigurăm, dar stai și că putem să o asigurăm, deci cred că tot o să fie bine și că nu o să existe probleme, bă, Cipi, bă, deci să nu fii panicat sau ceva de genul, că se găsesc soluții orice ar fi. Vă iubesc deja, și noi pe tine, Cipi, și noi pe tine. Păi, haide că aici o să parchez în fața casei și o să îți prezint casa, da? Deci casa este foarte, foarte drăguță. O să-ți prezint și camera ta. Ideea e că trebuie să îți pun un pat în camera ta. Bun, Cipi, ești pregătit să intrăm înăuntru, să-ți prezint casa? Da, bun, hai, vină cu mine să-ți prezint casa. Ideea este că, cum îi zice, deci asta este... Da, deci asta este bucătăria, aici este camera de living, aici sunt camerele lui Răzvan și lui Izabela și eu aici, fii atent, Cipi, îți dau două variante. Deci ori vii aici cu Răzvan și cu Izabela, da, te mutăm în cameră cu ei, da, aceasta este camera lor, poți să intri înăuntru, așa, sau, vină după mine, vină aici sus, Cipi. O să îți facem camera asta pentru tine, îți punem un pat mai mare, îți punem ceva mai mișto și o să ai camera ta proprie. Și spunem și un laptop dacă vrei să te joci sau ceva de genul, într-o zi e gata totul. Mi-ar plăcea să dorm cu ei, frații mei, exact, bă, Cipi, bă, frățiorii tăi, hai. Vino, nu mai plânge, Cipi, vino jos, hai să vedem. Hai să-ți prezint și curtea, să-i prezint totul lui frățiorul Cipi, vino aici. Vezi, Cipi, asta este curtea, aici avem și piscina, da, deci poți să te dai cu piscina și fii atent, să te dai la piscina, am și o chestie foarte tare să-ți arăt, dar stai două secunde, fii atent, stai aici, Cipi, trebuie să văd dacă are benzină,
Cipi, ia vezi jucăria asta. Bum, bum, bum. Ce mașină? Poți să te bagi și tu în ea și să o conduci pe aici dacă vrei. E tare rău de tot, vă zic, zice că e tare rău de tot. Ia vedeți, ia vedeți. Mamă, Cipi, băi, stai, vină, să nu se întâmple ceva, vină înapoi. Bravo, Cipi, bă, băi, ești fetena, vă dați, ai grijă, micuțule. Eu zic, Cipi, că e gata, eu zic să parchezi acolo de unde ai luat-o, nu știu gen. Și în timpul ăsta să te gândești la dorințele pe care o să le ai. De ce plângi, Cipi? Ce s-a întâmplat? Cipi, am zis noi ceva? Ce ai pățit? Nu, păi și atunci de ce plângi, dragule? Am o singură dorință. Ce dorință ai? Păi spune-ne că noi ți-o îndeplinim. Știți că am zis că vreau să stau cu frații mei, nu? Da, 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 da. Păi și, na, Răzvan și Izabela. Eu de fapt mai am un frate. Da? Geamăn. Mai ai un frate geamăn? Care a rămas în parc la școală. Stai, și el era la orfelinatul ăsta și el are aceeași boală ca tine? Da. Mamă. Dorința mea ar fi dacă am putea să luăm și pe el aici. Stai puțin, Cipi, să mă consult cu mama ta, Vitrica. Magdalena, vine aici. Băi, Magdalena, băi, ne bagă în datorii Cipi ăsta, băi. Hai să luăm și pe el, haide. Bă, băi, și fete, până la urmă, băi, e viața lui, da. Da, Cipi, da, stai niște. Dacă nu, duceți mai pe că nu pot să dau fără el. Nu, Cipi, stai aici și tu și frate tu. Da, hai cu noi mașina să luăm, hai. Hai, de, sigur, 100%. 100%. Să fii bucuros, mulțumesc, normal. Haideți, băi, și fete, bă, când am zis că îi facem toate voile lui Cipi, băi, le facem pe toate, adică nu... Nu facem, nu zicem scuze sau ceva de genul. Le facem pe absolut toate. Vin aici, bă, Cipi. Hai să ne urcăm o mașină. Deci zici că este în parcul... stai în față, Cipi. Da, da, da. Zici că este în parcul... cum îi spune? În parcul de la școală? Da, bun. Păi hai să mergem, băi și fete, în parcul de la școală și să-l vedem pe fratele lui Cipi. Bun, am ajuns aici. Cipi, unde e frate tu? Ai zis că în parc? În parcul ăsta de lângă școală? Da, păi hai să mergem acolo, nu? Ah! Eu uite că-l văd. Mamă, arată fix ca tine, ești nebun? Hai să-l căutăm. Ok, având în vedere că sunt frați gemeni, normal că arată că e, uite, îl cheamă Andrei. Salut, Andrei! Salut, salut! Ia uite-l pe Cipi! Mamă, bă, vedeți, băi, și uite, arată fix la fel! Bună, ce faci, Cipi? Oh, ce drăguț! Andrei, să știi că noi suntem noi părinții adoptivi al lui Cipi. Și am zis să facem ceva bine pentru voi și să vă oferim ultimele două săptămâni din viața voastră, pentru că am auzit că și tu ești bolnav, să vă oferim cele mai tari două săptămâni din viața voastră. Asta vrem noi să facem. Hai să vii și tu acasă și vă rog eu, fiți atenți, până ajungem acasă pe drum, să vă gândiți la ce, care este cea mai mare dorință a voastră. Tu știi că l-am întrebat pe Cipi care e cea mai mare dorință a lui și l-a zis să venim să te luăm pe tine. Bă, ce drăguț, să vă zicem acasă. Da, hai, veniți cu lei, mamă, băi și fete, zici că sunt aceeași persoană. Ok, au părul diferit, dar în rest arată complet la fel. Hai să vedem care e treaba. Bă, ce... Mă, na, voi și uite, vă dați seama că mi se rupe sufletul când mă gândesc că există genul ăsta de cazuri. Cipi, frățioro, intri înăuntru, Magdalena, hai să vedem. Andrei, și tu suferi de boala Ayumev? Îmi pare foarte rău să au chestia asta, n-am auzit în viața mea de boala asta. N-am auzit că este o boală grea. Sper că sunteți niște oameni buni. Da, 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 suntem, stați liniștiți și o să aveți și un frate și o soră. Dar dacă Cipi are credere în voi, am și eu. O să avem grijă de voi, exact. O să aveți și un frate și o soră, dar eu o să vină zilele viitoare acasă, că acum sunt răciți și sunt la bunici. N-ați vrea să luați și voi răceala de la ei, ce fac, ce păcat. Da, 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 voi să vă gândiți. Voi neapărat să vă gândiți ce vreți să... Sper să fie mai sănătoși. Doamne ajută! Și tu să fii la fel. Și tu să fii mai sănătos. Avem o idee. Mare o să-l vezi pe Răzvan, ce fericit o să fie. Da, și Andrei, dacă-l vezi pe Răzvan, nu l-a să-i zici șoarecu. Doar șoarecu să-i zici, pentru că așa-i porecla lui. No. Așa, bun, hai să le dăm jos. Bun, păi, Andrei, hai să-ți prezentăm casa. De fapt, cel mai bine să-ți o prezinte Cipi, dar hai să-ți o arătăm așa. Ia uite aici ce frumusețe de casă e.
Andrei, spune-ne care e treaba, gen. Ai zis că aveți o idee? Aveți o idee de ce vreți să faceți? Wow, cât acasă, da. Ce frumos e aici la voi. Bă, mă bucur foarte mult că vă place. Spuneți-ne ce vreți să facem. Suntem rușinoși. Nu, spuneți orice, orice. Eu și Magdalena o să vă... Nu vrem să părem aroganți, chiar nu dorim asta. Nu vrem să pare că cerem prea mult. Nu cereți prea mult, spuneți orice și orice ar fi. Dar uitați care e ideea noastră. Orice ar fi, eu și Magdalena o să vă îndeplinim dorința. Aș vrea să mergem într-o vacanță exotică. Dar știm că e prea mult. O vacanță exotică? Stați două secunde să vorbesc cu soția mea. Magdalena, vine aici. Băi, Magdalena, vacanță exotică? Suntem noi, Răzvan și Izabela și ei sunt 6 persoane! 6 persoane! Vacanță exotică, 6 persoane! Nu e așa mult. Doamne, o să vrească să luăm bani împrumut de la părinții mei, că nu ne ajung atâția bani pentru o vacanță exotică. Mergem aproape. Păi cum aproape? Magdalena, cea mai aproape locație tot în America de Sud e pentru vacanță exotică. Hai, vin aici, na, ce să facem? Abia și să mergem acolo. Dragilor, am vorbit cu mama voastră vitregă și da, o să mergem, da, chiar acum, haideți cu noi, mergem la mall, la agenția de turism ca să, na, să alegem locația, să alegem destinația, unde o să merge, pe ce insulă, pe nu știu ce. Dacă voi vreți chestia asta, oameni buni, ce să desideți și mai tare părinți, băi, mă bucur foarte mult că putem să vă ajutăm. Haideți cu noi, nu trebuie să plângem, haideți cu noi la mall, să mergem la agenția de turism și să vedem care este treaba. Haideți, veniți. Ideea e, băi, și vede că, na, ei o să trebuiască să aleagă vacanța drăguță. Veniți aici, haideți. Toată lumea să fie în mașină. Stai, Andrei, de ce nu te urci în mașină? Stai că, uite, se uite așa ciudat la lui. E vreo problemă? Mergeți doar voi. Noi rămânem acasă. De ce? De ce nu vreți să veniți ca să alegeți locația? Vrem să fie o surpriză unde alegeți. Vreau să-i prezint Andrei împrejurimile, oriunde vreți voi e bine. Ok, am înțeles bine, haide că o să mergem noi, să zic că veți alege bine. Ok, bun, Magdalena, să-i lăsăm singuri acasă, dar să aveți grijă, vă rog, și să mergem noi. Bă, Magdalena, ai văzut că acum s-au comportat ciudat, o fi că e de la boala pe care o au, de la Iumev, adică, sincer să fiu cu tine, nu prea înțeleg care-i treaba, tu ce spui? E cam ciudat. Da, Marius o să fie bine. În fine, băi și fete, haideți să mergem cât de rapid putem să ajungem aici la mall și să mergem la agenția de turism. Bun, băi și fete, am ajuns aici la mall-ul din BC, Magdalena, haide scumpo, dar ție nu ți s-a părut ciudat că n-au vrut să vină cu noi să aleagă chestia asta? Adică, na, poate na, așa vor ei să aibă o surpriză. Blocky City Mall, hai să vedem. Vino într-o. Bun, haideți să mergem la agenția de turism. Din câte știu eu, Magdalena, agenția de turism este la etajul 2 pe partea asta. Trebuie să o găsim undeva. Mamă, dar să avem grijă. Ok. Ah, ia uite chiar aici. Se numește Travel Ride, adică călătorește corect. Bună ziua! Bună ziua, domnul agent turism! Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Magdalena, vin aici. Bună ziua, numele meu este Marius și... vreau să merg în excursie, într-o vacanță cu familia mea. Este vorba de o familie de 6 persoane, 2 adulți și 4 copii, și vrem într-o țară exotică, într-o vacanță exotică, ceva, nu știu ce să-mi ziceți ce oferte aveți, pentru, repet, 2 adulți și o alegere splendidă, da, 2 adulți și 4 copii, cam așa ar trebui să-mi spuneți ce, adică bănesc că aveți mai multe oferte, să ne gândim noi, nu știm exact care să fie locația, dar vrem ceva acolo exotic. Și ce zic? Hai să vedem... ce oferte ne dă agenția de turism. Prima dată avem în Madagascar pentru 6 persoane 400 de euro. Dar sunt doar 2 nopți. Nu, am vrea, cât Magdalena, măcar 7 nopți, nu? Măcar 7 nopți. Adică nu, 7 nopți maxim. E binișor, 7, dar nu, 7 nu, să fie o săptămână. Plus că în Madagascar, da, stați, în ăștia 400 de euro ce intră? Bilete de avion și cazare? Sau, da... Nu știu, poți să vă ieși de acum Madagascar, e periculos, nu știu. Doar arată nimic altceva. Aveți altă ofertă în alt loc, trebuie să ne gândim, trebuie să avem așa, din mai multe din care să alegem. Mai avem în Bali.
Boli, chiar sună bine. 699 de euro pentru 6 persoane? Doar 4 nopți, dar că aveți și mâncare inclusă. Și unde o să locuim? La un hotel? La ceva resort? Sau cum? Stum, că nu înțeleg. Pe plajă, mamă, da, vă dați seama, băi, Magdalena acolo în Bali e foarte... Și pe niște bărăci, da, acolo e altceva. Păi și n-aveți o ofertă de 7 zile în Bali? Ha? Vă ofertă de 7 zile ceva frumos? Costă 4.000. Eu am doar 3.000 la mine. Păi cum, domne, dacă astea pe 4 zile costă 699, n-aveți altundeva, tot așa la un preț de ăsta, pe 7 zile? Avem în Maldive. În Maldive, așa. 7 zile, ok. 2750 de euro, mamă. Magdalena, avem bani de asta. E bine? Păi și ce include ăștia 2750 de euro? Cazare, avion, păi și mâncare 3 zile și unde o să fim cazați? Și pază 2 zile. Deci doar 2 zile. Deci odată, și unde o să fim cazați? O pensiune de 2 margarete. Mamă, acolo în Bali, în Maldive. Cine știe, băi, fiu, pe o insulă, da, pe o insulă, o pensiune. Ce zici, Magdalena? Bali sau Maldive? Ce zici? Tu alegi. Maldive, mamă. Bine, domnule, stați, uitați aici, luați 2800, dar să-mi dați ăștia 50 de... Aveți să-mi dați 50 de dolari. Deci v-ați zis nu, dar îmi dați când vin data viitoare. Da, uitați aici. Să-mi ziceți când trebuie să vin cu toată familia ca să, na, cu pașaportul, cu astea, ca să fie totul bine. Peste câteva zile este ok? Bun, 2 zile, bun. În 2 zile ne prezentăm aici să îmi păstrați aia 50 de dolari, să nu uitați de ei. O zi frumoasă vă doresc. Nu e tips? Tips pentru ce, frățeru? Că am stat de vorbă 3 minute. Tips pentru ce? Pentru că te-am ajutat. Păi, nu ăsta e jobul tău? Nu dai și plătit să stai aici și să faci asta? Adică, ai făcut ceva în plus? În fine, las-o așa. O zi frumoasă îți doresc, omul agendetorii, să ai că mai dai 50 de dolari înapoi. Doamne, iartă-mă, mamă. 2750 de euro, băi și fete. Magdalena, eu zic totuși că e o alegere bună, nu? Adică, a trebuit să fie, da... Nu știu, în Bali ieșeam mai ieftin, dar erau doar 4 zile. Am zis măcar 7 zile să stăm acolo, să cunoaștem și noi zona, să facem nebunel de-astea. Hai, Magdalena, să mergem. E ciudat rău de tot, dar n-avem ce să facem, băi și fete. Ne-am luat acest angajament să le oferim acestor copii totul și să vă spun sincer, dacă eu mi-am luat angajamentul ăsta și am zis că o să le ofer totul și după eu aș avea ocazia să fac asta, dar nu le-aș oferi totul, păi după toată viața m-ar bântui. Pe bune vorbesc. Hai să mergem să-i anunțăm marea surpriză. Magdalena, crezi că o să se bucure? Crezi că o să fie fericit de ce am ales Maldive 7 nopți, băi și fete? Băi, eu zic că o să fie bucuroși. N-ar avea de ce să nu fie bucuroși. Fie vorba între noi. N-ar avea de ce să nu fie. Hai să le facem marea surpriză. Magdalena, vine aici. Hai, let's go, băi și fete. Hai să vedem care-i treaba. Vine aici, scâmpă. Bun. 3, 2, 1 și... Oh, Andrei Cipi, de ce plângeți, dragilor, ce s-a întâmplat aici? Ce ați pățit? Hoții au spart casa. Poftim? Au intrat peste noi. Au furat banii. Au furat tot. Marius, banii? Stai că avem niște bani aici, băi și fete. Nu stai, aveam aici. Mamă, băi și fete, aveam niște bani aici. Mamă. Ne-au amenințat cu pistolul. Erau doi, erau trei. Păi, dar erau doi sau trei. Băi, Andrei, ce pici, Doamne, iartă-mă. Mamă, și sunteți bine, dragilor? Mamă, Marius, sună la poliție, câți erau? Era cu un cuțit, da. Păi stai, ne-a zis că v-a amenințat cu pistolul. Știu că probabil sunteți panicați, dar vă rog eu, gândiți-vă ce s-a întâmplat. Mamă, băi și fete, am uitat așa și ne-au spart casa. Aici eu și Magdalena ne-am pus niște bani, mă. Doamne, lasă-mă să panicați, micuți, nu vă panicați, suntem aici. Erau doi, nu mai știm, suntem speriați. Doamne, iartă-mă. Și i-ați văzut cum arată? Erau mascați? Mai bine ne lua și pe noi. Nu mai spune prostii de-astea. Scăpam de suferință. Nu mai spune prostii de-astea. Aveau glugă. N-aveau mască. Aveau măști. Nu. Păi cum? Parcă... Ba da.
Ok, voi să panicați, stați aici că o să mă duc eu la poliție cât mai rapid. O să mă duc eu la poliție cât mai rapid. Magdalena, stai aici și calmează copiii, te rog eu. Doamne, iartă-mă, bă. Mamă, bă, frate, ne-au furat bani, avem și noi acum niște bani puși deoparte. Și uite ce s-a întâmplat. Doamne, iartă-mă, cine știe ce au mai furat, man, că nici măcar nu m-am uitat. Doamne, man, hai să mă duc la poliție să-l anunț cât de rapid se bate pe domnul polițist. Ați văzut și voi că copiii erau panicați rău de tot acum. Na, e cam logic să fie panicați, n-avem cum să-i judecăm. Mamă, băi, și fete, sper ca domnul polițist să fie la secție. Mamă, băi, ne-au furat toți banii din casă, cum se poate? Domn polițist, am o problemă foarte mare. Casa mea tocmai ce a fost jefuită de către niște hoți. A fost jefuită. Deci, mi-a fost spartă, deci, domn polițist, să vă zic, eu cu Magdalena eram plecați undeva, am venit acasă, am găsit casa spartă, a fost spartă, ni s-au furat banii. Când s-a întâmplat asta? Nu știu, adică, acum 20 de minute, acum 30 de minute, noi eram plecați, eram la mall și ni s-a spart casa. Nu prea are cum. Cum adică, domn polițist, să n-aibă cum? Ba da, vă arăt dacă vreți, că nu mai există niciun ban unde trebuia să fie banii. Și e și casa spartă. Păi eu eram la cafeneaua de lângă, acum 20-30 de minute. Erați la cafeneaua vis-a-vis de casa mea și nimeni n-a jefuit nimica. Păi înseamnă că au intrat pe spate sau ceva. Bă, domn polițist, ideea este că noi acum am adoptat niște copii noi și ei erau, bă, erau panicați rău de tot, erau foarte, foarte speriați pentru că ei erau în casă când s-a întâmplat chestia asta. Ce copii? Păi este aici un orfelinat, nu știu dacă ați văzut. Ce copii, Marius? Un nou orfelinat al doamnei Maria sau ceva de genul. Și am adoptat de la doamna aia, sunt niște copii care au nu știu ce boală și e foarte greu pentru ei, o să moară în 2 săptămâni. Cum o cheamă? Maria. Maria. Ia vină după mine. Ok, bă, băi, și fii, e ciudat. Adică domnul polițist se comportă ciudat. Nu înțelege ce mi s-a întâmplat? Nu înțelege că mi s-a jefuit casa? Adică, nu prea are sens. Ce? Asta? Da! Da, asta e! Urmărită 5.000 de dolari? Domn polițist, de ce e doamna Maria dată în urmărire? N-are niciun sens. E căutată peste tot. E o țeapă. Asta cu orfelinatul. Domn polițist, cum să fie o țeapă? Eu acum am 2 copii care sunt bolnavi de boala Aiumev sau ceva de genul și o să moară în 2 săptămâni. Pe bune vorbesc. Marius, ai căutat undeva boala aia? Nu, n-am căutat-o pe net, am zis că să-i crezi. Nu, n-am căutat-o. Și nici n-am auzit de ea. Ha, vreți să-mi spuneți că e o boală falsă? Nu există. E țeapă. Păi asta înseamnă că ei te-au jefuit, ea cu copiii m-au jefuit? Domn polițist, păi haideți la mine acasă că... Hai, acolo sunt copii. Bă, dacă stau să mă gândesc... Băi și fete, dacă stau să mă gândesc, totul se leagă. Domn polițist, ideea e că noi am vrut să plecăm undeva cu copiii ăștia și i-au zis că nu, să nu plecăm, să rămână ei acasă. Și după când am început să-i luăm la întrebări, se bâlbăiau. Când ai auzit tu vreodată boala asta? N-am auzit niciodată, nu sunt vreun doctor, probabil există boli pe care nu le cunosc. Dar știu că i-am luat la întrebări și au zis nu, că erau 2, că erau 3... Odată zic că erau cu masca, ți-am zis, e o mare țeapă. Domn polițist, sunt acolo, atunci haide să-i arestați. Ți-au furat multe? Nu știu, am văzut doar banii. Acum o să mergem să mă uit în casă să văd dacă au mai furat altceva. De că au furat aproape 5.000 de dolari. Casare, da, une, da. Lasă că vă arăt, stați că o să fie și ei aici. Stați să... Mamă, nu e bine deloc. Deci, domnul polițist, haideți să vă arăt. Stați că ei trebuie să fie undeva pe aici. Poate chiar sunt în camera copilor. Veniți după mine. Veniți după mine, domn polițist. Intru cu pistolul? Nu, că sunt niște copii până la urmă. Stați. Păi unde sunt ăștia? Magdalena! Magdalena, văd că e la etaj. Magdalena, te rog, eu vină... Stai puțin. Unde sunt? Băi, stai. Magdalena, scumpă? Unde sunt copiii? Unde sunt Andrei și Cipi? Jos? Cum adică jos? Nu sunt aici. Unde să fie? Madalina, nu sunt aici. În cameră. Ia vedeți, domn polițist, că o fura și laptopul. Era aici laptopul și aici era un router. Madalina, unde sunt? Ce se întâmplă? Unde sunt, Magdalena? Ați fost jefuiți. Mamă, nu știu.
Mamă, Magdalena, de fapt copiii aia ne-au jefuit. Nu vine să cred că tu ai picat în plasa asta, Marius. Doamne, tu-mi poliție, dar nu m-am gândit. Mamă, și am dat și lui ăla de la agenția de turism o tonă de bani. Magdalena, domn polițist mi-a zis că doamna Maria, de la care i-am adoptat, e dată în urmărire, pentru că asta cu orfelinatul este o mare țeapă. Ei, de fapt, vin și își bat joc de oameni, le fură din casă, cum s-a întâmplat și nouă. De-aia, ei au insistat să stea în casă, de-aia, când i-am luat la întrebări, au început să se bălbăie, să zică că sunt doi, că erau trei, că nu te cred. Doamne, iartă-mă, trebuie să facem neapărat niște renovări aici. Deci, domn polițist, ca să vă spun, vine să plâng. Madrena nu plânge, deci fiți atent, ca să vă spun. Undeva la 5.000 de dolari am fost jefuiți, un laptop, două laptopuri și un router. Vă rog eu, domnul, să ne găsiți lucrurile, că sunt lucrurile copilor mei, o să aflăm, vă rog eu. Doamne, iartă-mă, vă rugăm frumos. Mamă, bișfete, bă, nu vine să cred ce s-a întâmplat. Trebuie să refac partea asta din casă. Mamă, băi și fete, e noaptea, habar n-am cine sună la sunerie. Ah, domn polițist, bună seara. Bună seara, cu ce ocazie ați venit? Bună seara, intrați înăuntru, vă rog. Am o veste bună. Ce veste, domn polițist? A? Ce veste? Ți-am găsit din lucruri, da? Am venit să returnăm ceva și... Oh, mi-ați găsit și banii! Let's go! Ăștia sunt aproape 5.000, nu știu dacă sunt toți. Ba da! Mamă, ok, uite, mamă, și laptopul. Păi și i-ați prins? I-ați arestat pe aia? Doar asta am găsit. Nu, mamă, nu i-ați prins. Ați găsit astea cumva acolo la școală unde aveau ei sediul ăla? Da, și măcar ați mai găsit și la alți oameni, gen, care au mai fost jefuiți de ei? Ați mai încercat, ați mai reușit să-i... N-am găsit nimic în plus. Mamă, înseamnă că le țin ceva puțin timp acolo și după le duc altundeva. Dar am ceva să-ți zic. Spuneți, domn polițist. Ne-au recuperat lucrurile, Marius? Da, imediat o să mă duc să le zic. Dacă vreți să adoptați copiii, mergeți la un orfelinat real. Da, domn polițist, nu știu, chiar o să mă gândesc la chestia asta, nu la toate făcătorile. Vă mulțumim enorm și vă mulțumim că v-ați făcut datoria. O seară frumoasă vă dorim. La revedere. O seară bună în continuare. Magdalena, hai să punem astea în camera copiilor. Știți, băi și fete, că uite, aici avea Răzvan ăsta, așa, aici avea Izabela ăsta și aici era routerul. Magdalena scumpă, nu știu, tu ce zici, să mai încercăm să adoptăm copii? Eu zic că nu e de noi, adică de fiecare dată se întâmplă chestiile astea. Voi ce ziceți, băi și fete, să mai încercăm peste ceva timp?